Salutare și astăzi la un nou episod. Astăzi vom face ceva puțin mai special, adică vom comanda două pizza. Două pizza cu pui fiecare. Vreau să le compar. Începem cu pizza cu pui de la Savory, pentru că mi-ați tot cerut-o. Am cerut să vină cu cașcaval în crustă. Să vedem cât de bună este. Ia uite, așa arată pizza. Nici nu arată rău. Hai să vedem cât de bună și este. Prima oară, hai să analizăm cașcavalul în crustă. Da, uite că îl văd aici. Not good, not terrible. Singura problemă care o văd eu că e, cașcavalul nu este topit. Este tăiat încă bucata, încă se vede. Nu apucat să se topească. Și hai că vă arat eu încă o dată. Uite la pizza, la felia asta de pizza. Bucata de cașcaval nu apucat să se topească încă. Nu pot să spun că e rea, nu pot să spun nici că e preferata mea cu pui. E o pizza de la 7 în sus. Singura chestie care mă enervează e crusta asta, care am cerut să fie cașcaval în ea. Cașcavalul ăsta nu prea văd să aibă prea multă legătură cu brânza. E, nu știu, pare așa destul de... Să zicem că e cașcaval, ok. Dar nu e topit, tot farmicul se pierde, adică eu așa cred. Părerea mea aici trebuie să fie... La care se întinde, nu? Da. Trebuie să o iei pe acolo, pe împărcare, pe la profi. Hai să mai luăm o felie. Ideea e că e caldă și e bună când e caldă. Pizza cu pui e bună. Singura chestie care mă enervează e cașcavalul ăsta. Adică n-apucă să se topească. Nu e, părerea mea, cașcavalul ideal care să-l băgați aici. Efectiv, în scârție între dinți. Și pentru ce am plătit extra... Și speram să fie super bun. Îmi pare rău, dar nu e. Bun, hai să încă mai departe. Aici e o pizza bună. Uite, sincer, mie îmi place pizza asta. Rectific ce a spus. Pizza asta sare peste 8. Dar ne luând în calcul crusta, care e... Încă sigur de pui. Da, e bună. I-aș da chiar un 8 jumate. Îmi place partea asta dinainte de crustă. Hai să mă încerc. Știi cum mă văd de treaba asta? Primești o mașină pe care ți-ai dorit-o, ți-o cumpere. Îți vine și când mergi cu ea, e motorul stricat. Nu-i păcat de ea. Faceți ceva cu cașcavalul ăsta din crustă. Să fie bun. Acum nu-i bun. Bun. Trecem la următoarea pizza. Asta o punem deoparte. Cealaltă am comandat-o. Ea arată așa o cutie banală de pizza. Haideți să mă uit pe telefon. De unde am cumpărat-o? Tot de pui e, la Piazzetta. Am comandat-o de pe Glovo, la fel ca și pasta lată, pizza Polo. Da, bun, îi dăm să mâncăm. Așa arată. O să zic că arată rău. Asta nu are ciuperci, aia arată avea ciuperci. Să luăm prima felie. Asta are usturoi. E bună și asta. Sosul de roșii e puțin acrișor, dar nu e rău. Deci, ce văd aici, pui mozzarella, sos de roșii și usturoiul simt. Dar uite, că văd aici o bucățică de usturoi. E cam... Simt mai mult gustul de la sosul de roșii decât de pizza. Iar acum îmi explodează gura de usturoi. Neapărat e o chestie rea asta, dar nu la pizza. La pizza parcă nu așa de mult usturoi. Nu știu ce să zic, mai încercăm un pic. Bun, blatul e ok, e bun, dar pizza asta cu pui e un picuț cam, nu știu dacă pot să spun că e pe gustul meu, din cauza că sosul de roșii e puțin acru, adică nu e stricat, e efectiv e mai acru, parcă e un picuț cam mult, iar usturoiul din ea, care mie îmi place usturoiul, e un pic cam intens. Puiul e bun de pe ea, puiul merge, mozzarella nu e cea strălucită. Ok, cam atât. Sincer, asta maxim, după gustul meu, asta nu ar trece mai mult de 7 din cauza sosului de roșii. 7 din 10. Dar acum fiecare are gustul lui. Nu poți ca să spui că e o pizza rea sau că este o pizza bună. Din punctul meu de vedere, mai mult de 7 eu nu i-aș da. Nu e chiar stilul meu. Dar este o vorbă. Gusturile se discută, dar nu se dispută. În concluzie, dintre pizza asta... De la Piazzetta. Asta nu m-a dat pe spate, sincer.
Dar nu pot să spun că e o pizzeria, să nu o comandeați pentru că nu puteți să mâncați. Nu, e o pizza care se poate mânca, doar că nu e acolo, în top. Între astea două, între pizza de la Piazzetta și pizza de la Savory, eu prefer pe asta de la Savory și pentru că mai am încă două bucățele din astea mici, o să le fac un sandwich și o să le bag repede. No, îmi place că e echilibrat, gustul de ciupercă cu gustul de pui. Sosul de roșii e bun, nu e mult, are totuși sos de roșii. Da, are ceva sos de roșii. Iar cred că e o gran cucina peste care un picuț îmbunătățește gustul cu puiul. Da. Asta e 8.5, iar celelalte 7. Iar sincer, chiar aveam așteptări mari de la crusta asta, cașcaval în crustă, dar partea asta m-a dezamăgit. Bun, cam asta a fost. Astea sunt pizzele pe care le-am comandat, le-am mâncat. Nu știu dacă voi mai comanda una dintre ele în următoarele luni. Oferta este mare de pizza, așa că ce trebuie să faceți voi ca și restaurante de pizza este să faceți o pizza atât de bună încât să fie irezistibilă și să nu mai comandăm de la alții, să comandăm doar de la voi. Aștept să vină restaurantul acela, încă nu l-am găsit. Până data viitoare ne vedem la un nou clip. Nu uitați ca să intrați pe TikTok pentru varianta scurtă a clipului, iar aici pe YouTube o variantă mult mai detaliată a clipului. Până data viitoare ne vom gândi ce vom alege din atât de multă mâncare pe care noi avem la dispoziție. Vă salut!